Astăzi avem în emisiune un multiplu campion mondial. Bun venit la Escu TV, Mihai Leu. Să rămână, bine v-am găsit și mulțumesc frumos. Aș vrea să încep așa, să arătăm globul pământesc, pentru că ați repus boxul românesc pe harta profesioniștilor. Nu-mi dau seama, doar pot intui câtă muncă a fost în spatele acelor victorii. Ce să zic, sunteți o personalitate românească, ne lăudăm cu dumneavoastră. Și noi aici în Canada și orice român care a auzit de Mihai Leu. E adevărat că ați avut în spatele muncii și înainte de toate victoriile, ați avut de pătimit și plecarea în Germania n-a fost ușoară. Deja știm poveștile, o să mai încerc eu să extrag câte ceva astăzi. Ce voiam să vă întreb... Unde e centura mondială la box? O păstrați în casă? O aveți acum? Da, normal, este în casă. Bine, să știți că nu este așa de valoroasă, să zic, are o valoare pentru mine sau, nu știu cum să zic eu, ce reprezintă ea este foarte valoros, dar nu este, ia o valoare, nu știu, să aibă nu știu ce diamante sau aur. Asta nu se pune problemă. Nu, dar e... Dar este la mine acasă, e în siguranță. Păstrați undeva? Aveți așa un colț în care v-ați pus trofeele sau nu? Da, normal. Avem, bine, soția amenajată așa o cameră unde sunt puse toate cupele, medaliile, mă rog, nu chiar toate, aproape. Acum vă dați seama că în 20 de ani de box și încă, nu știu, 15 ani de curse am destul de multe cupe și trofee. Dar vreau să vă spun că spuneați mai înainte de titlul de campion mondial la profesioniști. Și vreau să vă spun așa cumva că și eu singur așa mi-am dat seama de multe ori că ceea ce spuneam, știți cum de multe ori te întreabă cineva, spui ceva la cald, iar după aceea îți dai seama că nu este chiar ceea ce trebuia. Și ce vreau să spun cu asta, spre exemplu, după ce am terminat meciul, când am câștigat titlul mondial la Hamburg, primul ziarist care mi-a pus o întrebare a fost de la Bild Zeitung din Germania și m-a întrebat dacă a fost un meci greu. Și țin minte că am spus prima dată, am zis a fost greu, dar am muncit foarte mult în ultimele 6 săptămâni și cred că a fost cumva o răsplată pentru acea muncă. Dar după aceea, să știți că stând în vestiar, după ce am făcut duș, am rămas singur, mi-am pus centura așa pe mine după ce am făcut duș. Și chiar m-am gândit că, de fapt, să știți că n-au fost 6 săptămâni de muncă, au fost 20 de ani, fiindcă e greu să zici că în 6 săptămâni tu poți să faci nu știu ce lucruri extraordinare, dar cu munca de 20 de ani și, bineînțeles, și munca în acele săptămâni, probabil că de asta am reușit să realizez acea performanță. Multă, foarte multă muncă în spate. Dumneavoastră sunteți un luptător pe multiple planuri. Așa cum spuneam, campion mondial, n-ați pierdut nicio luptă, da? Doar v-ați retras. Ați luptat cu viața, cu boala, luptați, este și asta o luptă cu mașina, da? O forță acolo. Și în realitate sunteți un om atât de blând și vreau să vă întreb, orice, asta e definiția unui boxer, nu știu, cum se împacă cele două? Pentru că acolo trebuie forță, trebuie o concentrare de... Puteți să ne dați o definiție a ceea ce sunteți dumneavoastră? Sună ciudat. Nu știu, sincer, nu știu să dau. Cum se adună toate cele într-o singură persoană atât de blândă? Bine, în primul rând am învățat și cred că ăsta este lucru esențial. Eu, spre exemplu, când mă urcam în ring sau în momentul în care mă urc la volanul mașinii de curse, sunt obișnuit să dau totul din mine pentru a obține cel mai bun rezultat posibil. Câteodată ajunge pentru a câștiga, câteodată nu ajunge și atunci înseamnă că mai ai de muncit, mai ai de, nu știu, de perfecționat multe lucruri pentru a ajunge să câștigi. Dar cred că ce am învățat așa ce este cel mai important, să nu renunți niciodată. Cred că este foarte important întotdeauna, indiferent ce meci ai, adică, nu știu,
este box, este automobilism, este, nu știu, serviciul unui om care, nu știu, are o activitate în nu știu ce domeniu. Cred că este foarte important să te înveți să dai totul din tine și cred că asta m-a învățat antrenorul care m-a crescut de mic ca și boxer, Eustațiu Mărgărit. Adică principiile astea de viață cred că m-au ajutat foarte mult. Mulțumesc frumos că mi-ați întins mingea la fileu că vorbim de sportul și știu că ați făcut tenis când erați băiețel, când erați foarte mic înainte de box și chiar voiam să vorbim despre Eustațiu Mărgărit. Vă aduceți aminte o poezie anume pe care vă recita? Bine, mă bucur că spuneți asta, fiindcă recita extraordinar de frumos. El a terminat și facultatea de teatru. Cred că așa îmi aduc aminte cât de cât vag o poezie de Ion Minulescu. Dar vă dați seama... Nu vă cer să recitați, doar că este un element, din nou, foarte sensibil. Și ce spuneam și la început, nu numai dumneavoastră, vedeți, omul care v-a format, profesionistul care v-a format să fiți la rândul dumneavoastră profesionist, avea o sensibilitate, poftim, poezia, boxul, dumneavoastră atâta blândețe. E ceva acolo. M-am văzut filme cu box și mie mi s-a părut că totul e violență și așa, dar în profunzime lucrurile arată cu totul altfel. Să știți, chiar de multe ori vorbeam cu diferite persoane, boxul, să știți că nu este, adică nu este lovitura, să zic, cea mai importantă în box. De multe ori, bineînțeles, este important să fii psihic foarte puternic, este important să ai o tactică foarte bună, este important întotdeauna să-ți respecti adversarul, fiindcă dacă nu îl respecti, s-ar putea să ai surprize. Și cred că boxul este un alt fel de sport decât poate multă lume crede. Nu este doar o bătaie, înseamnă o pregătire foarte, foarte bună și sunt multe lucruri care sunt diferite de percepția multora dintre oameni. Păi e dor de box? Foarte dor. Deci oricât ar fi, îmi plac mașinile extraordinar de mult și aș dormi în mașina de curse, dar credeți-mă, boxul va rămâne toată viața pe locul 1 în inima mea. N-are cum să treacă altceva înainte. Când mă documentam, am citit că vă dorați foarte mult să produceți, să apară mânuși de box cu numele Mihai Leu. Există? Pentru că am căutat și nu am găsit. Încă e un vis? Bine, acum știți cum e, că întotdeauna omul așa are destul de multe proiecte în viața lui, mai ales eu sunt o fire foarte activă și totdeauna mă gândesc la câte ceva. Dar să știți, din păcate, sunt sufletește foarte aproape de box, dar datorită faptului că m-am implicat foarte tare în automobilism, mi-a rămas destul de puțin timp pentru box. Și probabil că dacă aș fi fost mai apropiat de box la ora asta, probabil că aș fi realizat și acest lucru, fiindcă de obicei dacă îmi propun ceva, nu-mi place să dau înapoi. Dar cine știe, timp mai este. Da, înseamnă că trebuie să contribuim și noi. Trebuie să veniți în Canada, trebuie să, nu știu, să, dar... să cumva să se îndeplinească visul, să existe mânușile de box cu numele de Leu. Germanii, da, nemții au avut atâta încredere în dumneavoastră, au văzut potențialul, au văzut talentul, au investit, v-au ajutat, ați câștigat prima dată cu numele Michael Löwe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest nume acum? Normal că este o parte foarte importantă din viața mea și țin minte, în Germania, unul dintre primele lucruri care mi s-au pus în vedere, acesta a fost, adică de acum înainte n-ai să mai fii Mihai Leu, ai să fii Mihai Löwe, fiindcă pe de o parte este normal și întotdeauna ce am învățat și eu în tot acest timp, sportul, în afară de competiția propriu-zisă, înseamnă și alte lucruri pe lângă pentru a putea să crești. Și acesta a fost unul dintre lucrurile pe care a trebuit să-l accept. Normal că am fost întotdeauna mândru că mă cheamă Mihai Leu. Normal, totdeauna am fost mândru că sunt român, dar, sincer vă spun, la vremea aceea
datorită regimului comunist, nici nu visam că voi mai ajunge vreodată să fiu din nou în România. Dar lucrurile au evoluat în așa fel încât mă bucur că sunt din nou acasă, fiindcă acasă este Hunedoara, să știți, oricât aș pleca, oricât călătoresc, acasă mă simt la Hunedoara. Pentru că ziceți de Hunedoara și pentru că știu că sunteți bătăios și ne amintim că ați și dorit să fiți primarul orașului, ați luptat pentru asta, v-ați împrietenit, știu, cu Vitali Klitschko. La vremea respectivă ați promis, dacă vom câștiga, vom înfrăți Kievul cu Hunedoara. Știu că acum este un moment greu pentru toată lumea, da, dar pentru Ucraina foarte greu. Țineți legătura cu prietenul dumneavoastră, așa? I-ați vorbit în ultima vreme? Da, vorbim la telefon, nu știu să zic așa, cred că o dată pe săptămână am vorbit în ultima perioadă. L-am mai sunat de multe ori, câteodată răspunde, câteodată nu răspunde, câteodată m-a sunat el înapoi și am vorbit. Normal că este o situație foarte grea. Pe mine așa mă și îngrijorează, vă dați seama, am fost, nu știu, împreună, ieșeam împreună, stăteam de vorbă, povesteam atât de multe lucruri și acum el este într-o situație extrem de grea, dar eu sunt convins că este o fire foarte puternică și va reuși să treacă peste asta. Adică eu cred că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina va lăsa și urme psihice, indiferent cât de puternic este un om. Da. A, bine, scuze, referitor la primărie, într-adevăr vorbeam cu el, dar sunt convins că Vitali nu știe cât de mică e Hunedoara în comparație cu Kievul. Ce credeți? Contează? Înfrățirea frații pot fi un mai mic, un mai mare, nu contează. Bine, relațiile între noi sunt foarte bune, dar nu știu dacă s-ar putea din punct de vedere legislativ. Dar este important că, nu știu, pentru mine cel puțin sportul va rămâne toată viața cea mai frumoasă activitate care există. Am foarte mulți prieteni pe tot globul, să știți. Adică, în afară de Kiev, nu știu, am și în Ungaria, chiar dacă așa câteodată relațiile România-Ungaria sunt puțin tensionate. Am, sincer vă spun, și în Rusia foști colegi care sunt acolo, bineînțeles și în Canada, și în America și în Germania și este foarte plăcut când poți așa să vorbești despre lucruri care, nu știu, poate unora le par neimportante. Apropo de atâtea țări și de pe tot globul, dacă tot am arătat globul, Michael Löwe, Mihai Leu, n-a vrut niciodată să rămână, de fapt, niciunde altundeva. Noi aici am emigrat și avem regretele noastre, ne dor. Era cât pe ce să emigrați în Canada. Germania a fost a doua țară pentru o bucată de timp. Ce l-a făcut pe Mihai Leu să se întoarcă în România? Soția, Ana, trebuie să vorbim de minunata dumneavoastră soție, putea să vă mutați în țara dumneiei, în Italia. Ce s-a întâmplat și tot România, tot Hunedoara? Bine, cred că eu totdeauna, mai ales așa, spre exemplu, în perioada în care locuiam în Germania, într-o dimineață m-am urcat în mașină, am venit până la granița cu România, nu aveam voie să intru în România din motive politice, să spunem, dar am venit până la granița cu România, am stat, cred că, nu știu, 2-3 ore, m-am uitat pur și simplu cum intră și ies mașini din România. Mi-era foarte dor de casă și de asta, normal, după ce s-a schimbat regimul în România, bine, n-a fost, să zic, chiar peste noapte o decizie pe care am luat-o, dar la un moment dat am hotărât să venim înapoi în România și ce apreciez la Ana, la soția mea și voi aprecia întotdeauna, ea spune întotdeauna la noi acasă, la Hunedoara. Și faptul că ea consideră Hunedoara casa ei, asta înseamnă foarte mult pentru mine. Este minunat și faptul că poartă același prenume cu al mamei dumneavoastră
n-a avut nicio importanță, dar e o coincidență fericită. Văd că vorbește perfect românește, nu foarte vorbăreață, dar sunt convinsă că dacă data viitoare o vom convinge să intre, va avea multe de spus despre cum ce înseamnă o căsnicie durabilă și nu, secrete și povești de genul acesta. Dar aveți împreună un fiu, pe Marco, aveți afacerea de familie, da, aveți grijă, fiecare rolul lui în organizarea competițiilor de raliu, iar băiatul, și el sportiv, s-a îndreptat către alte laturi ale sportului, da, face ciclist, iarna se ocupă cu unele, vara cu altele. Da, normal. Bine, boxul, spre exemplu, nu i-a plăcut niciodată. Mașinile i-au plăcut, dar cred că îi plac mai mult bicicletele și snowboardul. Pot să spun așa că mă bucur de faptul că avem o relație foarte bună și toți trei, practic, toate necazurile prin care am trecut nu ne-au făcut decât să ne unească și mai tare, să fim mai apropiați unul cu altul, să ne iubim mai mult, să apreciem mai mult timpul pe care îl petrecem împreună. Și întotdeauna am fost învățat să văd partea frumoasă a lucrurilor, așa că dacă a trebuit să trecem și prin necazuri ca să fim mai apropiați, o acceptăm și pe asta. Da, cred că asta a fost motivația principală, da? Ați vrut oricum, sunteți un luptător oricum, un leu, un campion. Și nu vreau să ne întristăm și să vorbim despre încercarea, neapărat despre încercările dumneavoastră, că au fost multiple, bătălii multiple și câștigate cu boala și mă bucur din tot sufletul, ne bucurăm toți că sunteți sănătos. Și vă mulțumesc mult! Încă o dată, ce să zic, se dovedește spiritul luptător. Voiam să pronunț un nume, o tata. De unde a venit acest nume? Foarte mult. Bunicului. Da, am avut o relație foarte apropiată cu bunicul meu. Este și prima persoană care m-a dus la un meci de box în viața mea. Stăteam foarte mult cu el, jucam biliard împreună, jucam table, îmi povestea foarte multe lucruri și de la el pot să spun că am învățat extraordinar de multe și practic trebuie să spun, nu știu, a fost așa o relație extrem de apropiat, adică, nu știu, cu el am fost, sincer, am petrecut mai mult timp, deci tata cu mama erau mai mult cu serviciu, cu bunicul am stat foarte mult și cu bunica, dar în special cu el, cu o tata am petrecut extrem de mult timp. Ce pregătiți? Înțeleg că vara aceasta aveți mai multe planuri. Cum a fost ceea ce tocmai s-a încheiat? Este campionatul național de super rally, care pentru mine, bine, noi suntem și organizatorii acestui campionat, dar eu și pilotez în acest campionat. Bineînțeles, vă spun foarte sincer că mi-am dorit mult să câștig. Am terminat pe locul 2, a câștigat un francez, Jérôme France, care este și campionul de anul trecut. Acum, bineînțeles că întotdeauna am fost învățat, bineînțeles și locul 2 e un loc bun, nu pot să zic că e un loc rău, mai ales că și în spatele meu, spre exemplu, pe 3 a fost Costel Cășuneanu, care e un pilot foarte bun, locul 4, Emil Ghinea, 5, Andronache, adică au fost piloți foarte buni și cu mașini foarte bune, dar vă spun sincer că nu mă bucur deloc faptul că nu am reușit să câștig. Jérôme France, care în afară de faptul că suntem adversari, suntem și prieteni și este un tip extraordinar de sportiv și mi-a spus și el câteva lucruri care ar trebui să le îmbunătățesc la mașina mea și acum lucrăm la mașină, o să trebuiască să ies cu ea din nou pe traseu și data viitoare voi încerca să fiu eu pe locul 1 și Jérôme pe 2. Ați vrut să faceți ASEUL, ați făcut ASEUL, ați fi fost un bun economist, viața ar fi fost altfel, viața lui Mihai Leu? Este foarte greu de spus, dar bineînțeles că m-am gândit de multe ori și într-adevăr dacă rămâneam în România,
probabil că, așa cum spuneți dumneavoastră, probabil că aș fi făcut aseul, probabil, nu știu, că aș fi avut o viață altfel decât am avut, dar să știți că cea mai mare pierdere era că nu mi-aș fi întâlnit soția. Să știți că ea mi-a schimbat foarte mult viața. Aici voiam să ajung, pentru că e minunată și regret că n-a vrut să stea, să rămână în cadru, cum a fost la început, când v-a ajutat până și cu camera, trebuie să spunem asta. Da, mulțumesc. Înțeleg că preparatele italienești, desigur, sunt preferatele dumneavoastră. Da. Cum a învățat, ce a învățat cel mai repede, să spună, limba română, acum mult timp, când ați cunoscut? Primele cuvinte care le-a spus în limba română, iepure fricos. Fiindcă adresat Germania... de cui? Bine, era și fratele meu atunci în Germania și era în Germania o vorbă, nu știu, ca să spui cuiva dacă e teamă de ceva, iepure fricos, bineînțeles, pe germană. Și atunci știu că prima dată l-a întrebat pe fratele meu cum se spune iepure, mă rog, angst, haze, cum se spune în românește, și astea au fost primele cuvinte pe care le-am învățat. Dumnezeu, ce îi place din România, nu știu, din punct de vedere culinar, poartă, ie, de ce s-a atașat cel mai mult? Bine, v-am spus, de Hunedoara, se simte extraordinar de bine la Hunedoara. Am încercat într-o perioadă, fiindcă mie mi-era mai ușor să stăm în București, fiindcă eu fac destul de des deplasarea Hunedoara-București, dar după o perioadă mi-a spus, a zis, Mihai, dacă vrei stăm în București, dar să știi că eu nu mă simt bine aici. Și atunci am revenit la Hunedoara, când eu am treabă, mă duc la București și îmi rezolv ce am de rezolvat, chiar după aceea vin acasă la Hunedoara. Și, nu știu, se simte foarte bine aici, s-a acomodat foarte bine. Pentru ea familia este foarte importantă și faptul că suntem foarte mult timp împreună, contează mult. Faceți totul împreună, cum ziceam, și firma de racing, tot este, da, firma de familie. Încerc eu să vă fac o sugestie, dacă îmi permiteți. Havana. Ați mai fost în Havana de atunci, de la... Nu. Nu, mulțumesc. Chiar am vorbit toată cu soția că ar trebui să mergem în Cuba. Și chiar aș reveni cu mare drag la Havana, fiindcă am amintiri frumoase de acolo. Merită, doamna dumneavoastră, atât de frumoasă și delicată și puternică. Mulțumesc mult. Dumneavoastră să propun așa, veniți prima oară în Canada, de aici se ajunge foarte ușor acolo. Da. Vă vedeți cu românii de aici, că vă așteptăm cu drag. Și faceți cadou, gata, v-am aranjat viața pentru următoarea vacanță. Cu mare drag și... Să știți că îmi face plăcere de foarte multe ori să văd români din străinătate, fiindcă știu și eu când eram plecat cât de mult îmi doream să întâlnesc alți români. Vă așteptăm cu drag aici. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru acest interviu. Cu mare drag. Sper că nu v-am chinuit foarte mult cu întrebări indiscrete sau... Mi-a făcut mare plăcere, nici vorba. Aș vrea doar să le faceți o urare din suflet românilor de aici, așa, ca de la Mihai Leu, către orice român, indiferent, nu neapărat din Canada, către românii plecați. Da, eu cred că fiecare încearcă să-și facă o viață mai bună și toți trebuie să se lupte pentru asta, pentru familiile lor, și le doresc tuturor să le fie bine, dar să nu uite niciodată că suntem români și să fie mândri că suntem români. Mulțumesc tare mult!